Bine v-am găsit pe canalul meu, eu sunt Marian, după cum v-am obișnuit, o să fac intro din nou în mașină, deoarece este întuneric afară și vreau și eu să mă duc să mă ocup de pregătirea undiților, de pregătirea locului, dacă e cazul și a mai crescut apa. Astăzi voi face din nou o partidă la caras, la roșioară și sper să prind ceva pește. Încep partida foarte simplu, plută de 2 grame, plumb culisant, un forfac de 20-25 de centimetri, pe care am pus un cărlig de 11, un cărlig un pic mai mare. Vreau să încerc să selectez peștii, pentru că este multă roșioară mică aici, mult oblet, așa că o să încerc să prind ceva roșioară de dimineață, după care o să încerc să prind și caras. Încerc prima dată cu adâncime mică lângă vegetație, să vedem, poate prind o roșioară ceva. Răsare soarele, peisajul este absolut minunat. Văd că roșoara nu vrea momentan, așa că o să insist aici în larg să vă poate prind caras. Nici nu l-am văzut când a tras, mă gândeam să mut undița mai încolo, dar era înțepat. Am găsit roșoara, dar foarte în larg. Momentan nu mai vrea roșoara să mănânce, m-au deranjat foarte mult obleții, așa că am pus plutele aici în fața mea cu adâncime mare, cu speranța că voi prinde niște caras. Am nădit puțin, m-am aruncat câțiva viermi și puțină nadă pe bază de făină de cril. Acum aștept să văd dacă răspunde carasul în jumătate de oră, o oră. Dacă nu, să mai insist la roșoară. Am mai luat acum un caras la normal. Nici nu mă așteptam, am pus plut așa puțin să văd dacă mănâncă ceva. A tras fără să mă aștept, nici n-am apucat să pornesc camera. Acolo în stânga unde dădea la o roșoară, am dat adâncimea mai mare și a venit acest caras foarte frumos. Uite exact de aici am luat carasul. Astăzi însă nu vrea roșoara să mănânce în acest loc de unde am luat carasul. Vântul bate și el puțin ciudat astăzi dintr-o parte, până acum bătea din spate, însă probabil influențează un pic comportamentul peștilor astăzi. O să vedem mai târziu dacă se schimbă. Dacă nu, nu voi mai avea atât de multă activitate ca de obicei. Însă, cine știe, poate acuși vin bancurile de pești și mă voi face o partidă și mai reușită ca cele pe care le-am făcut zilele trecute. Dacă nu le-ai văzut, o să ai și link-uri în descriere, bineînțeles. Am arătat un cărășel frumos la viermi, în larg, după ce am aruncat puțină nadă, văd că a răspuns foarte bine. Când zic că am dat nadă, nu te gândi la cine știe ce chestii complexe. Pur și simplu am aruncat câțiva viermi și voi că și-au făcut efectul, au atras acest caras, așa că acum aștept alții. Acolo amândouă undițele, poate vine momentul ăla când trage, poate bancul de caraș trece pe acolo pe lângă mumieli și mai prind unul. De asta am pus amândouă undițele acum. Trebuie să fii foarte atent deoarece mănâncă în reprize. Să-i cuibară.
Ceea ce spuneam, la 2 minute a venit următorul. De obicei așa se întâmplă. Trage pe reprize, repet. Nădesc de obicei, aștept ca în jumătate de oră, o oră, după care prind 1 sau 2, chiar 3 maxim. Oricum, ai de așteptat puțin. Uneori nu ai trebuit să turni 2 ore, însă eu zic că se merită. Pentru că atunci când va trage, cu siguranță va fi un caras frumos. Da, un nou record pe primăvara aceasta. Ia uite aici. Un nou record. După ce am luat carasul acesta mare, am mai aruncat câțiva viermi. De acum o să mai aștept probabil ceva până vine următorul pește, însă nu-mi pare rău, bine că am prins acest caras uriaș. Acum aștept și sunt sigur că o să revin și cu alte capturi. Cineva a dat foc la stufă aici. Da, niște copii erau, niște needucați după părerea mea. O să ardă toate cuiburile păsărilor. O să ardă multe animăluțe, pentru că de obicei în fiecare an se întâmplă acest lucru și focul se extinde pe sute de metri. Am aruncat acum foarte în larg. Poate mai iau o roșoară ceva. Văd că nu mai trage carasul. Și pe seară poate trage puțin roșoară acolo în larg. Încerc unde am prins dimineața câteva. Mai înainte, când aveam camera oprită, am prins o roșoară foarte mare, însă acum când am pornit camera a venit această roșoară foarte micuță. De când urmăream roșioara, probabil ultimul pește de astăzi, să-ți arăt imediat peștii. Da, eu zic că am prins și astăzi destul pește. Uite acolo carasul ăla ce mare este, să-ți arăt imediat mai bine. Un exemplar superb, absolut minunat acest pește, da, așa s-a tot bine. Sperăm că acești pești, în special acest monstruleț, nu știu, sper să depună cu toți icri și să ne facă noi generații de pești. Ia uite și exemplar minunat, să-i liberez astăzi peștii. Ia uite acolo ce exemplare, da.